Am revenit, doamnelor și domnilor, pensiile românilor, salariile, alocațiile copiilor și creșterea vârstei de pensionare sunt toate astăzi pe masa negocierilor dintre PSD și PNL, care vor să facă împreună un guvern. Discuțiile sunt în impas din cauza că cele două formațiuni politice au planuri diametral opuse pentru români. Mădălina Mihalache vine cu toate informațiile. Mădălina, unde se împotmolesc discuțiile? Bună dimineața, Gina, bun găsit tuturor. În primul rând, în privința măsurilor sociale despre care vorbeai și tu, pentru că Partidul Social Democrat vrea ca în programul de guvernare să fie cuprinse mai multe majorări de venituri și asta chiar din prima lună de guvernare. În primul rând, pensiile să crească cu 11%, de asemenea, pensia minimă să crească de la 800 de lei la 1000 de lei, la fel salariul minim pentru cei fără studii superioare de la 2300 de lei la 2550 de lei, iar pentru cei cu studii superioare de la 2350 de lei la 2600 de lei. De asemenea, alocațiile pentru copii să ajungă la 300 de lei pentru copiii cu vârste mai mari de 2 ani. Cei din Partidul Național Liberal nu își doresc atât de multe majorări de venituri pentru că susțin cei din PNL că asta ar duce deficitul bugetar, ar exploda în acel moment și nu ar mai fi îndeplinit, nu ar mai fi îndeplinite angajamentele pe care ni le-am luat în raport cu Comisia Europeană. De asemenea, și în ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, cei din Partidul Național Liberal nu vor să fie modificate acele reforme. Cei din Partidul Social Democrat spun că vor să fie renegociat Planul Național de Redresare și Reziliență. Nu sunt de acord cu multe angajamente luate acolo de liberali împreună cu cei de la USR și UDMR. În primul rând, creșterea vârstei de pensionare, cu eliminarea pensionării anticipate de asemenea și nici cu cei 3 miliarde de lei prevăzuți în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru consultanță. Sunt păreri divergente și în ceea ce privește modul în care ar trebui să fie aplicată impozitarea, în timp ce UDMR și cei din Partidul Național Liberal vor menținerea cotei unice. Partidul Social Democrat vorbește despre o cotă diferențiată, despre o impozitare progresivă, care ar urma să se aplice din anul 2023. Mădălina Mihalache, mulțumesc pentru toate aceste detalii.